Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în dragoste, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem de data aceasta care sunt cărțile, care sunt energiile în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, cei care sunteți într-o relație de cuplu sau pe aceia dintre voi care pur și simplu privesc la acest videoclip, poate nu aveți pe cineva lângă voi neapărat, dar vă gândiți la o anumită persoană, da? Vă imaginați poate că sunteți alături de acea persoană. Haideți să vedem prima carte în etalare. Da, prima carte în etalare, dragilor, vorbește despre faptul că voi vă doriți să manifestați pe cineva sau ceva în viața dumneavoastră în aceste momente, da? Indiferent ce ați dori să manifestați pentru voi, iată că a sosit momentul să trăiți acele clipe minunate, a sosit momentul să vă simțiți insuflați de acea bucurie de a trăi, da? De acea... de acel extaz în viața dumneavoastră. De ce? Pentru că făcând astfel, bucurându-vă de orice moment din viața dumneavoastră, nu faceți altceva decât să aduceți în existența voastră și mai multe oportunități de a iubi sau de a fi fericiți. Da? Este foarte important ca în momentul în care doriți să manifestați visele voastre, da? Doriți să practicați legea atracției, să deveniți din ce în ce mai conștienți sau conștiente de gândurile voastre, da? Pentru că în aceste momente nu faceți altceva decât să interacționați cu inteligența cosmică, da? Cu universul. Și bineînțeles că această inteligență nu o veți putea păcăli indiferent ce ați face, da? Adică dacă voi, de exemplu, aveți o stare proastă de suflet și doriți să manifestați o persoană pe care o doriți în viața dumneavoastră, persoana visurilor dumneavoastră, bineînțeles că nu veți reuși să faceți acest lucru din acea ipostază în care vă găsiți în aceste momente, da? Astfel va trebui ca întâi de toate să vă schimbați starea de spirit, da? Să intrați în acea stare de grație din care pur și simplu orice dorință ar putea deveni realitate mult mai simplu pentru voi. Da, dragilor, văd cum pentru mulți dintre voi este posibil ca trecutul să se repete în această perioadă. Dar mare atenție la o propunere pe care o veți primi în iubire, o propunere care va veni din partea unei persoane, probabil și din partea persoanei pe care dumneavoastră o așteptați pentru mulți dintre voi, și această propunere vă va găsi într-un moment cât mai prielnic, da? Pentru că dumneavoastră chiar vă gândeați la această persoană, poate, sau chiar vizualizați momentul când ați putea fi împreună cu el sau cu ea. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, următoarea carte vorbește despre un timp perfect, da? Un timp perfect în care se pot întâmpla toate acele minuni pentru tine, pentru viața ta. Se pare că în spatele fiecărei povești care are la bază două suflete gemene, două suflete pereche, se află un plan divin, da? Și aceste suflete au de împlinit o călătorie, da? În a se întâlni și apoi, dincolo de această întâlnire, o călătorie pe care o au de efectuat împreună. Da? Dar cel mai bine este să vă luați focusul de la această călătorie a voastră și pur și simplu să trăiți în moment, da? Să trăiți în momentul lui acum și veți vedea cum toate lucrurile se vor întâmpla aproape de la sine, da? Aproape că nu va trebui să faceți nimic sau cel puțin să nu faceți nimic în plus pentru a aduce anumite lucruri pe care voi vi le doriți acum în existența voastră, da? Pur și simplu va trebui să vă lăsați trăiți de viață, de moment. Și bineînțeles, va trebui să aveți încredere în planul divinității că va aduce în viața dumneavoastră la momentul perfect ceea ce voi vă doriți mai mult pentru voi, pentru cei dragi în aceste momente.
Haideți să vedem și următoarea carte. Da, următoarea carte vorbește despre anumite probleme de control care pot interveni în existența voastră sau în relația dumneavoastră. Fie că sunteți controlați în relație sau fie că dumneavoastră sunteți cei care controlați cealaltă persoană, este bine să recunoașteți faptul că jucați un rol destul de important în evoluția celuilalt sau în evoluția dumneavoastră, da? Și pur și simplu este bine să vă îndepărtați de această situație de control, pentru că aceasta nu vă face altceva, nu vă face altceva decât să vă țină într-o relație de interdependență, da? Interdependență dincolo de care este bine să vă orientați spre libertatea dumneavoastră de acțiune, spre libertatea dumneavoastră de gândire, da? Pentru că este clar, sunteți într-o relație, sunteți suflete gemene, totul este bine și frumos, dar este bine ca din când în când cel puțin să ni se acorde acea marjă de libertate, chiar și în relație, da? Chiar și într-o relație în care totul pare atât de frumos și atât de perfect. Da? Bineînțeles că nimic nu poate fi perfect niciodată, oricât de bine am fi noi într-o situație sau într-o relație. Da? Iată, dragii mei, că din cauza acestor probleme de control, noi putem îngrădi libertatea celuilalt și nu este de dorit acest lucru, da? Pentru că fie vom face ca acea persoană să devină dependentă de noi, fie vom deveni noi la rândul nostru dependenți de acea persoană. Și acest lucru nu este de dorit într-o relație. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, următoarea carte, iată, că aduce în prim plan ideea îngrijirii de sine, da? Ideea refocusării tale, dragul meu sau draga mea, asupra îngrijirii personale, da? Asupra propriului tău corp, asupra propriei tale ființe. Da, indiferent ce s-ar fi întâmplat până acum pentru tine sau indiferent de lucrurile, de dificultățile prin care poate ai trecut, fără doar și poate, iată că nu te poți nega încă o dată pe tine însuți sau pe tine însăți, da? De ce? Pentru că și corpul tău este sacru, da? Este un templu sacru pe care ești chemat sau ești chemată să îl servești și în această viață. Da? Din acest punct de vedere, poate că unii dintre voi vă veți orienta în perioada aceasta să mergeți la un masaj sau să aveți grijă de felul în care arătați, poate la o ședință de coafor sau de pedicură, manicură, tot felul de asemenea îngrijiri corporale care vă pot face să crească și stima de sine, da? Și un anumit simț al valorii personale. Haideți să vedem, dragii mei, și următoarele cărți din tarot. Da, iată că avem aici Doiul de Săbi, o carte importantă care vorbește despre o alegere, da, despre faptul că, spuneam și la începutul acestei etalări, pare că o situație se întâmplă din nou în viața ta, da, pare că trecutul se repetă pentru unii dintre voi și mai ales dincolo de acest trecut care se întâmplă, poate că o persoană se reîntoarce în viața ta și acest lucru poate că s-a mai întâmplat în existența ta, cel puțin încă o dată. Este ca un deja vu care se întâmplă pentru tine și bineînțeles că nu știi ce să faci sau nu știi cum să acționezi, da? Este ca un blocaj pe care îl înregistrezi în viața ta în aceste momente. Dar bineînțeles că vei alege să ieși din acest blocaj, dragul meu sau draga mea, pentru că acesta nu-ți face cinste. Da, pur și simplu te vei reorienta spre această persoană care, iată, văd că va veni cu o propunere extrem de tentantă spre tine, iar această propunere, bineînțeles, că are legătură cu voi doi, are legătură cu tine în mod direct.
Este probabil ca această persoană să vină după o pauză pe care a petrecut-o în solitudine, să vină în relația cu tine și să-ți propună să vă mutați împreună sau să vă căsătoriți, de ce nu, să vă logodiți sau oricum să vă mutați relația la un următor nivel. Da? Un lucru la care probabil că tu nu te mai așteptai, dar iată care va fi benefic pentru voi amândoi. Haideți să vedem încă o carte. Iată că avem aici asul de săbii, avem aici doar zodii de aer, dragii mei, așadar zodiile de aer, să știți că sunt în principal vizate de această etalare. Și asul de săbii, dragilor, vorbește despre un nou început în iubire, un nou început care ți se promite alături de această persoană. Poate că tu nu ai mai sperat la acest nou început, dar iată că acesta se va manifesta în viața ta și va veni la pachet cu un real succes. Da? Acest succes poate fi pur și simplu faptul că vă reîntâlniți sau poți avea parte și de un succes la nivel, la nivel de carieră, da? La nivelul vieții tale în general. Sau poate vei avea parte de o surpriză minunată din partea destinului și vei primi o moștenire, da? La care poate nu te-ai așteptat, dar care, iată, în mod inevitabil se manifestă în viața ta și te bucură nespus de mult, da? Pentru că cine nu are nevoie de o sursă extra de venituri. Haideți să vedem încă o carte. Iată că avem aici Temperanța, dragilor, care aduce în prim plan ideea unui nevoii unui echilibru în viața ta. Și în cazul în care ai uitat de acest echilibru, iată că cel puțin aceste cărți îți vor aminti de acest aspect și în cazul în care poate ai devenit mai cheltuitor sau mai cheltuitoare în ultima perioadă, să știi că îți vei aminti să fii mai cumpănit sau mai cumpănită și din acest punct de vedere. Da, pe de altă parte, dacă tot ai risipit și din resursa ta vitală sau din resursa ta energetică în ultima perioadă și nu prea ai primit mult în schimb, să știi că în această perioadă se va reface și acest echilibru, această armonie și vei primi și tu exact așa cum meriți tot ceea ce ai transmis spre univers, da? Adică toate acele emoții benefice, toate acele sentimente și gânduri de bine. Doamne ajută să fie într-un ceas bun pentru toată lumea, pentru toți cei care privesc la acest videoclip. Haideți să vedem încă o carte. Iată că s-a întors o carte din oracol pentru voi și s-a întors această carte a pasiunii. Este clar că vei îngădui inimii tale și sufletului tău să cânte cu bucurie. De ce? Pentru că te simți insuflat de această pasiune care te îndeamnă să trăiești la maximum orice moment al vieții tale. Și este foarte bine așadar că îngădui inimii tale să cânte și să își urmeze calea spre acest suflet extraordinar care, iată, a revenit în viața ta sau va reveni. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!